Dragii mei prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Laura Sco. Mă bucur foarte tare că ați reales acest canal pentru întâlnirea noastră de la ora 20. Astăzi este duminică, 9 octombrie. Îmi doresc foarte tare să vin în sprijinul dumneavoastră, răspunzând la o solicitare. Când și dacă vă veți întâlni sufletul pereche? Poate, eu știu, deja în unele cazuri ați întâlnit persoane și vreți să știți dacă merită investiția emoțională, dacă nu, când și ce persoană va intra în viața dumneavoastră. O să vedem dacă este vorba despre exul sau nextul, asta rămâne de văzut, asta în cazul în care vă hotărâți să alegeți una dintre cele trei variante. Evident, este o etalare interactivă. O să extrag pentru fiecare etalare câte un mesaj general ca energie generală a acestei etalare, astfel încât poate vă surâde așa mesajul, poate cine știe vă aflați într-o situație de genul, tocmai pentru a găsi aici mesaje pentru voi. Acestea fiind zise, nu uitați, mai ales pentru noi abonați, că pe cei vechi cred că i-am înnebunit cu această expresie clișeică deja. Sunt etalări generale, etalări colective nu se pot potrivi tuturor. Dacă rezonați, cu siguranță găsiți mesaje interesante pentru voi, dacă nu înseamnă că astăzi nu este un mesaj special pentru voi. Așa că nu trebuie să luați, și dacă rezonați, nu trebuie să luați ad literam mesajele, ci doar ceea ce vi se potrivește, astfel încât să reușiți să aveți confirmări sau să vă rezolvați, bineînțeles, o parte din problemele personale. Deci nu o luați personal, nu vă atribuiți etalările ca fiind personalizate, individuale, pentru că nu sunt. Și nu uitați că liberul arbitru vă aparține în totalitate. Aveți propria voință. Mulțumesc. Și pentru aveți propria voință de partea voastră, ca să închei ceea ce am avut de spus. Și încă o carte pentru etalarea cu numărul 3. Mulțumesc. Bun, haideți să vedem. Pentru etalarea cu numărul 1 avem următorul mesaj. Vei trece toate barierele, toate piedicile, vei fi deasupra tuturor problemelor pentru că există șanse ca tu să le rezolvi. O să îmi cer scuze dacă vă tutuiesc, o să vorbesc și cu dumneavoastră și cu tu, depinde de energia cu care rezonezi. Este vorba despre niște lecții pe care le-ați învățat sau le veți învăța, astfel încât să vă deschideți inima pentru o nouă fază din viața dumneavoastră, o nouă etapă. De asta spun că s-ar putea, cine știe, ca dorința să vă fie împlinită, să vă întâlniți chiar sufletul dumneavoastră pereche și să fie o perioadă în care s-ar putea să vă pregătiți de o uniune, de un parteneriat, în iubire. Mai ales dacă vorbim despre această nouă etapă, s-ar putea să fie nu exul, ci nextul. Pentru cei care, sau li se potrivește cel de-al doilea mesaj, avem spontaneitatea lucrurilor, surprize sau surprize peste surprize, mai ales că există aici și o schimbare extraordinară de destin. O schimbare extraordinară de destin cu evenimente care se vor succeda destul de repede, așa că s-ar putea să vă adaptați din mers. Tot soiul de propuneri surpriză, tot soiul de mesaje surpriză, bineînțeles, și cred că există posibilitatea unei revelații. S-ar putea să vă pice fisa într-o oarecare măsură vis-a-vis de apariția în viața dumneavoastră a unei ființe. Posibil deja să o cunoașteți, de asta spun. Oricum, este o perioadă în care vă veți transforma, destinul vostru ia o întorsătură. Doamne ajută, fericită! Pentru cei care rezonează cu acest mesaj, o să spunem pentru etalarea a treia că există un soi de competiție aici între două persoane. Competiție în care cele două părți în anumite situații au devenit chiar adversari. Cine iubește mai mult, cine se ceartă mai puțin, cine pune mâna pe telefon, cine, știți, adică un soi de luptă așa de personalități în cuplul vostru, dacă l-ați avut, sau poate că, cine știe, sufletul pereche vine și vine de fapt la pachet și cu aceste elemente
pe care ar trebui sau nu să le luați în seamă. S-ar putea să nu fiți foarte bine privit sau privită, cineva să vă urmărească posibil de la distanță sau prin intermediul rețelelor de socializare. Nu este neapărat o persoană foarte, foarte deschisă. Aici ar putea să fie exul și să reapară cumva în viața dumneavoastră, dar nu cred ca să rămână în viața voastră făcându-și planul pe termen lung, ci să vă împiedice, dacă vreți, planurile. Adică să se simtă cumva pus pe planul 2 sau pusă pe planul 2, nici nu vă ia, nici nu vă lasă, dar vă încurcă drumurile sau v-a încurcat ițele, planurile până acum, fiind sau dând dovadă de nu de puține ori că este o persoană răuță, dacă mă întrebați pe mine. De asemenea, s-ar putea să fie o altă persoană de sex feminin implicată în toată această ecuație sau să fie această parte a treia care încearcă cumva să vă încurce planurile dacă sunteți împreună cu persoana voastră și sunteți într-un trio. În fine, dacă vreți să, eu știu, analizați, să reanalizați aceste mesaje, nu puteți decât să puneți pauză și să reluați astfel încât să rezonați. Acum știți cum este. Dacă rezonați cu o singură variantă și cu mesajul respectiv, este ok. Important este să ascultați și celelalte etalări, pentru că nu știți ce găsiți pe acolo, astfel încât să vă faceți un tablou general al acestei situații. Ideal, evident, ar fi să fie doar o singură variantă, însă, așa cum știți că fac eu etalările, nimic nu este bătut în cui și atâta vreme cât ne rezolvăm problemele, este misiunea îndeplinită. Bun, dragii mei, pentru cei care aleg prima variantă, primul mesaj, cel cu reușitele de a trece peste toate problemele, ok, haideți să vedem pe cine sau ce urmează să se întâmple vis-a-vis de întâlnirea cu o persoană cu totul și cu totul nouă, zic eu. Mai puțin cred că este vorba despre persoana din trecut, dar o să vedem. Poate că dacă se schimbă așa o transformare la 180 de grade, atunci putem să vorbim despre noi începuturi, noi faze, pentru că persoana asta s-a transformat, a trecut către maturizare și sunt șanse reale să vă faceți planuri pe termen lung. Dar o să vedem ce ne spun și aceste minunate cărți de oracol. O să folosesc mai multe pachete de cărți acolo unde este cazul pentru clarificare. Haideți să vedem ce ne spun aceste minunate cărți. În primul rând este vorba, imediat o să vă și arăt, aici este vorba despre o fază în care veți fi extrem de emoționali, pentru că nu puține vor fi ocaziile fericite în care vă veți întâlni cu o persoană matură. S-ar putea să fie o diferență de vârstă între voi și această persoană sau diferența de vârstă între el și ea, el fiind mai în vârstă. Sau chiar dacă lucrurile nu sunt așa, să zic că există o diferență de vârstă, măcar ea nu se vede. Eu simt cumva că este vorba despre intrarea în viața dumneavoastră a unei persoane, exact cum spuneam, mature sau s-a maturizat. Acum, dacă știți această persoană și ați avut probleme cu ea, fiind în separare sau în fine, lucrurile să nu fi mers între voi din cauza intervenției unei a treia părți, posibil ca persoana asta să fi luat cu maturitate o decizie de a renunța la destul de multe lucruri, inclusiv la relațiile pe care le are sau a avut-o sau căsnicie, etc., etc., pentru a fi cu voi sau măcar vă spune acest lucru. Am hotărât să intru în viața ta pentru că te vreau, pentru că îmi doresc să-ți asigur echilibru emoțional, fizic și material. Atenție, este o persoană care poate să fie ușor factor de decizie, să aibă firma sa, să lucreze într-un domeniu care să-i permită o situație financiară bună. Nu este o persoană care nu este, care este liberă totalmente de contract. Acum,
simt determinarea sa de a vă ajuta. Este o persoană care poate o cunoașteți la serviciu, prin intermediul serviciului, sau chiar dacă este la distanță, eu simt cumva că ați cunoscut-o sau o cunoașteți, însă relația asta intră într-o nouă fază. Adică merge mai departe decât ce ați avut până acum. Posibil o persoană căruntă, grizonată, cu ochii închiși la culoare, Taur, Berbec, Capricorn, Scorpion și Săgetător și Gemeni și Fecioară. Da. Cred că sunt destul de multe cazuri în care există un nou început, dar și abundență, fertilitate emoțională, chiar dacă există aici foarte multă vigilență din partea energiei feminine. Ușor neîncrezătoare. Oare pot depune armele și avea o relație pe termen lung în care să îmi fac tot felul de planuri, inclusiv de sarcină în cazul în care vă permite vârsta, situația, eu știu, situația maritală, etc., etc., sau merită să depun armele, să nu mai stau așa în tot timpul în îndoială și să încep ceva nou, să încep această relație cu această persoană, pentru că aici, să știți, este foarte multă frică, temeri, frici, dacă vreți. Deci nu una, aveți o frică teribilă să nu investiți foarte mult în această legătură, după care lucrurile să, cum să vă zic, să o ia pe o altă cale. Mai ales dacă există anumite piedici între voi, cum spuneam, una dintre ele fiind, în unele cazuri, vârsta, poate și o diferență de mentalitate, de naționalitate, de limbă, de ierarhie, mai ales dacă este vorba despre un serviciu, unul este factor de decizie, manager, etc., etc., lucrător în echipe sau lider în sfârșit, iar dumneavoastră, din punct de vedere ierarhic, mai jos, sau angajatul cu angajatorul, sau invers, etc., etc. Adică aici sunt anumite chestii uni delicate, dacă vreți să le spun așa, și atunci există și o anumită vigilență, că poate dacă nu ați cunoscut persoana asta și urmează să o cunoașteți, și atunci s-ar putea în unele cazuri să fie totuși o relație așa în secret tăinuită, în care este multă vigilență, să nu afle colegul, colega, să nu afle colegii, să nu afle familia mea, familia extinsă, în sfârșit, dacă este vorba despre acest trio sau despre faptul că unul este, v-am zis, profesor, student, profesor sau profesoară, în sfârșit, mi se pare ușor împiedicată, dacă vreți, această relație din cauza unor principii, să zic așa, peste care nu ar trebui să se treacă, în fine. Dar văd de asemenea și situația unui trio, asta în cazul în care există un bărbat între două femei, posibil cam de aceeași vârstă sau cu diferență care nu, până la urmă nu contează, în care există cineva care deja poate că are un copil și cealaltă care vrea să depună armele și să își vadă liniștită de viață într-o nouă fază alături de altcineva. Sau poate că persoana la care voi vă gândiți, dacă o știți, bineînțeles, vrea să renunțe la ce a clădit împreună cu altcineva pentru a veni către voi. În orice caz, dacă despre voi este vorba, asta în cazul în care energiile nu se pătrund prea des în această etalare, deși mi este greu să cred, voi vă văd că depuneți armele și sunteți gata să primiți cu resemnare până la urmă tot ceea ce vă dorește Universul să vă aducă în cale, pentru că știți foarte bine că practic nu mai aveți prea multe acțiuni, practic ați făcut tot ce se putea face. Până la urmă, acum nu mai depinde de voi. Ce a fost bun făcut, a fost făcut. Acum urmează această așteptare, dar v-am zis, vă văd resemnându-vă, dar cum să vă zic, în sensul bun, pentru că în inima voastră știți că divinitatea o să vă aducă în cale la momentul potrivit persoana de care aveți nevoie. Și persoana asta se pare că este
această ființă matură, în foarte multe cazuri este vorba despre un bărbat, așa cum simt eu acum, poate să fie și invers, bineînțeles, este o etalare care se adresează în egală măsură și domnilor și doamnelor. În momentul de față simt că este vorba despre un bărbat matur care vrea să intre în viața dumneavoastră, să vă echilibreze, să vă treacă dincolo de toate piedicile, toate momentele și să vă echilibreze și din punct de vedere al bănuților financiar. Și să vă treacă, v-am spus, dincolo de, sau să treceți împreună dincolo de toate obstacolele din calea dumneavoastră sau obstacolele care vor veni fără doar și poate. Deci eu zic că în foarte multe cazuri este vorba despre o persoană pe care o cunoașteți, ar putea să fie nu de mult sau urmează în sfârșit să o cunoașteți și să vă așteptați poate la o cerere de a vă uni destinele. Nu neapărat într-o căsnicie, evident, nu este exclus, bineînțeles, să fie și o cerere în căsătorie, dar cred că până la urmă ați dorit atât de mult, ați sperat, sperați în continuare în această întâlnire, dar de data aceasta vă simt că nu mai sunteți atât de încordați sau atât de încordate, parcă ați învățat această lecție a răbdării, de aceea intrarea în viața dumneavoastră acestui suflet pereche nu face altceva decât să vă apariția acestei ființe să fie ca o recunoaștere a faptului că ați învățat poate una dintre cea mai importantă lecție după lecția iertării, evident, lecția răbdării. Știți că lucrurile bune, din păcate, să zic așa, se așteaptă mult mai mult. Adică, dar și bucuria, să știți că va fi pe măsură. Intrați într-o nouă fază, m-ar interesa, bineînțeles, din punctul acestui suflet de vedere, această energie matură, m-ar interesa, și este, să știți, foarte, foarte smart, foarte inteligentă, să știți, este poate tipicar sau tipicară, dar știe ce face, știe să-și pună la punct viața, știe să fie un adevărat stâlp într-o familie, pentru că orice face, face calculat, astfel încât să-și asigure familia, să securizeze familia ca să reziste pe termen lung. Ce va simți pentru voi sau ce simte pentru voi în acest moment? Este o dependență sufletească, dacă vreți. Indiferent că sunteți la distanță, cel puțin la distanță în momentul de față, este dependent sau va fi dependentă de voi energetic. Va fi o persoană care va ști să conducă, în sensul pozitiv, lucrurile în familie, dar până la urmă șeful în casă veți fi tot voi, dacă pot să spun așa. Acest lucru se va termina odată cu deblocarea unor piedici din calea dumneavoastră, că nu degeaba ați ales acest prim mesaj. Deci există o oarecare piedică în calea fericirii voastre sau un obstacol, dar să știți că acest obstacol este înlăturat chiar dacă va trebui posibil să așteptați până la finalul acestei luni. Nu exclud zodia leului, nu exclud zodia vărsătorului în această ecuație. Deci această persoană va deveni dependentă de voi și își dorește acest lucru. Își dorește să fie o codependență, să depindeți foarte tare unul de celălalt. Eu zic că nu cred că veți mai scăpa atât de ușor, dar este un soi de prizonierat, în ghilimelele de rigoare, benefic, plăcut, vă doriți amândoi să depindeți unul de celălalt ca într-o veritabilă uniune, o veritabilă legătură de familie. Cam atât în ceea ce privește, dragii mei, dragile mele, această primă variantă, deci veți avea aceste ocazii fericite. Va avea grijă de voi, persoana aceasta, și cu maturitate, și urmează să aveți o perioadă extrem de emoțională sau veți deveni extrem de emoționale, asta dacă nu rămâneți însărcinată, însărcinați, dacă v-am spus, repet, vârsta, situația vă permite.
Chiar dacă veți mai fi așa ușor îndoiți, îndoite sau vigilenți. Vigilența nu strică, dar cred că veți depinde foarte tare unul de celălalt. Nu cred că va mai avea ochi pentru altcineva. Imediat. Ok, am pus și titlul acum ca să nu scape. Să nu-mi scape. Pentru cei care aleg varianta a doua, cu mesajul a spontaneității, o schimbare, așa cum spuneam la începutul acestei etalări generale, o schimbare la 180 de grade, o schimbare de destin turnură, care vă va lua pe nepregătite, evenimente la care va trebui să vă adaptați, surprindere, epifanie sau vă pică fisa că el sau ea urmează să intre în viața dumneavoastră sau dacă îi aveți prin viața dumneavoastră, poate și prieten, de ce nu, chiar ei pot să fie o partidă absolut drăguță pentru voi. Nu vă gândiți la nicio persoană, nu vă gândiți la nimic, doar relaxați-vă și bucurați-vă de această călătorie spirituală. Haideți să vedem întâlnirea cu sufletul dumneavoastră pereche pentru cei care aleg această etalare. Etalarea a doua, intră cineva nou-nouț în viața dumneavoastră sau poate exul, dacă vi-l doriți sau vreți să știți cine este sufletul dumneavoastră pereche, nu? Haideți să vedem cine ar putea să fie sufletul dumneavoastră pereche. O persoană destul de dificilă, cred eu, din câte observ. Ia să vedem ce cărți. Nu, asta s-a întors, o las așa. Să vedem ce cărți îmi atrag așa privirile. Ok, 5 cărți. Primele două s-au întors. Lăsăm pe celelalte la final. Spuneam că s-ar putea să fie o persoană dificilă sau o persoană cu care v-ați certat, cu care v-ați ciundănit, cu care vă certați mereu. Chisem să tachin, s-ar putea să vă tachinați destul de tare, poate și la serviciu, poate și pe rețele de socializare, mai puțin contează, cred că de două săptămâni, cred, de două săptămâni, poate și două luni, dacă deja ați cunoscut această persoană, sunteți cumva la cuțite, știți, șef la cuțite, iubire la cuțite, vedeți că chiar acolo am creat un mix cu etalări, iubire la cuțite, deci cred că este vorba despre o iubire între două persoane care sunt ca două pietre tari, dar nu că s-ar iubi mai puțin, ci faptul că vă place cumva să vă împungeți unul pe celălalt, asta înseamnă multă pasiune, dragii mei și dragile mele, și vă place. Adică chestia aceasta, dificultățile acestea vă plac. Este o relație în care nu există absolut deloc monotonie, nu cred că va exista rutină, există începuturi, finaluri, începuturi, finaluri, dar în aceeași relație, de asta mă duc cu gândul că s-ar putea, în foarte multe cazuri, să știți deja această persoană. Cred că din punct de vedere financiar nu sunt foarte multe probleme pentru că amândoi, cred că, sau ambele părți sunt destul de potente din punct de vedere, sau să spunem echilibrate din punct de vedere al bănuților. De asta cred că și dependența este, independența, nu dependența, mă scuzați, independența este foarte mare pentru că nu depindeți unul de celălalt, doar din punct de vedere al pasiunii. S-ar putea ca între voi să existe mult mai multă pasiune decât acea iubire de la suflet la suflet, pentru că există o atracție fizică foarte, foarte importantă. Nu cred însă că s-a consumat această etalare, doamne, nu cred că s-a consumat această relație sau și dacă s-a, de fapt s-a consumat, că și dacă a fost așa one night stand sau cum se spune, nu cred, deci o pasiune de o singură noapte, o dragoste, o iubire intimă de o noapte, nu este încă nici pe departe, să zic așa, consumată din punct de vedere emoțional. O să întorc celelalte cărți ca să fiu liniștită. Persoana asta se gândește foarte tare la voi, s-ar putea să fie o persoană spicată, grizonată, după 40 de ani, brunețică în unele cazuri și cu ochii închiși la culoare. Este o persoană care nu numai că se gândește la voi, dar este foarte teamă să nu vă piardă.
sau îi va fi foarte mare teamă să nu vă piardă, s-ar putea să fie o relație la distanță și dacă v-ați mai și ciondănit, atunci nu mai are somn. Adică fără doar și poate se gândește să vină la voi, poate să vă și cunoașteți dacă încă nu a făcut-o, dacă n-ați făcut-o. Și parcă aleargă cu teama asta să nu vă piardă. Poate să fie din altă țară, din alt oraș sau dacă sunteți în același oraș, deși mai puține sunt cazurile acestea, cred că fără doar și poate își dorește o apropiere sau o diminuare clară a distanței dintre voi. Avem un leu, avem o balanță, avem un capricorn, taur, berbec, din câte se pare un scorpion și săgetător. Este, bineînțeles, o relație care are foarte mari șanse de izbândă, o relație în care speranța că veți fi până la urmă împreună nu dispare, pentru că cred că în această etalare voi doi deopotrivă vă gândiți dacă aveți vreo speranță să rămâneți împreună cu această persoană cu care vă ciundăniți, care este la depărtare, care sună, care nu sună, care, eu știu, vă împărtășește din emoțiile sale, după care iar dispare, iar vă enervați, iar impuneți limite și uite așa, practic vă învârtiți în jurul cozii sau altfel spus vă scărpinați cu mâna dreaptă la urechea stângă, că până la urmă eu zic că tot acolo ajungeți, pentru că aici este o mare realizare și indiferent de cât de diferiți sunteți, s-ar putea să fiți destul de diferiți și din punct de vedere al atitudinii, al temperamentului. Unul este spontan, celălalt este, eu știu, surprinzător, introvertit, extrovertit, conservator, spontan și așa mai departe. Deci există aceste diferențe, dar știți că polii opuși se atrag întotdeauna. Cam așa sunteți voi. Eu pe un țărm, tu pe un altul, până la urmă ne leagă tot uscatul, știți? Deci fără doar și poate, oricât de departe ați fi pe orice planetă, Venus, Marte, nu mai contează, speranța este peste 70%, să zic așa, măcar să vă întâlnească destinul până la urmă face-to-face sau să rămâneți în această relație cât mai multă vreme. Nu pot să spun că este un plan pe care vi-l veți face pe termen lung. Speranța în acest caz este ca voi doi să vă întâlniți, ca voi doi să aveți acea șansă să consumați oarecum această pasiune dintre voi doi. Și cred că persoana aceasta vă va da niște vești după ce s-a gândit destul de bine, că nu vrea să vă piardă și că își dorește foarte tare să transcedeți toate aceste dificultăți dintre voi, poate de destinație, de locație, și s-ar putea să vă ia prin surprindere. Deja dacă știți despre ce este vorba, poate să fie și un prieten, v-am zis, sau o persoană cu care ați comunicat în trecut, s-ar putea să aveți acea revelație, să spuneți, a, să vă pice fisa, a, deci aceasta este persoana cu care eu voi rezona, sau el este, sau ea este sufletul meu pereche. N-aș fi crezut niciodată. Ce să zic, există motivație, bineînțeles, deci persoana aceasta este extrem de motivată să vă întâlniți sau să treceți la un nivel următor. Haideți să vedem ce simte pentru voi această persoană pe care am amintit-o ca și descriere fizică. Ce simte pentru voi? Deci nu o vrea sub nicio formă ca voi să mai puneți capăt acestei relații. De asta zic că, sau acestor fricțiuni dintre voi. Din nou spun că este vorba despre un bărbat cu ochii închiși la culoare brunețel și ea poate să fie grizonată sau brunețică cu ochii închiși la culoare. Deci cumva voi semănați la figură, să zic așa, dar destul de diferiți. Poate ea are și un copil, doi. Această persoană pe care, cred că v-am zis, vă pică fița până la urmă și știți cine este, s-ar putea să fie de altă naționalitate, să fie, eu știu, să lucreze cumva în afara țării, să aibă afaceri în afara țării sau să lucreze cu contract, nu contează. Există o oarecare distanță dintre voi și energia feminină nu de puține ori a pus capăt acestei relații, pentru că
Nu se bunghea, domnule, nu se lega, nu era acolo ceva, v-am zis, tot felul de deadline-uri, dacă nu vii, nu mai vii, dacă nu scrii, nu mai scrii. Ei bine, persoana asta simte pentru voi flexibilitatea din partea voastră. Să lăsați măcar lucrurile să ajungă la un final, pentru că lucrurile nu s-au terminat între voi. Este ca și cum... Lăsați lucrurile în voia sorții și nu mai fiți voi cei sau cele care, din cauza îndoielii sau tensiunilor sau domnule că nu mai scriu atât, nu mai știu nimic, mai bine nu mă mai implic în această relație. Deci aveți cumva tendința de a pune capăt unei situații care până la urmă nu s-a întâmplat, n-a avut o cursivitate ca să puneți punct și să spuneți ok, n-a mers, pentru că nici nu vă cunoașteți foarte bine. Vă placeți, vă atrageți unul pe celălalt, atracție fizică, reciprocă, însă nu s-a întâmplat nimic, adică nu este o relație dusă pe mai departe, să fiți un cuplu sau chiar să, cum spuneam la începutul etalării, să o consumați din punct de vedere fizic. Deci persoana asta are mari șanse să fie sufletul vostru pereche și cred că exact în momentul în care renunțați, ar putea să aveți acea revelație. Să spuneți, el e sufletul meu pereche, eu care am vrut să-i dau cu șutul de foarte multe ori și chiar am făcut acest lucru. Dar vedeți că dacă tot apare, știți cum este, ca era o minciuță pe vremuri cu elastic. Ne dădeam și știți cum, du-te și venea înapoi, că era ca elasticul este de voi. S-ar putea deja să știți despre cine este vorba. Eu o să termin aici această relație, Doamne, o să termin, nu vedeți? Deci voi sunteți cei care sau cele care ați vrut să puneți punct sau vreți, mă rog, din diverse motive. Mai așteptați un pic ce spun aceste mesaje. Nu puneți capăt că nici nu s-a întâmplat, nici nu s-a consumat. Știți cum se spune, hai să terminăm. Păi ce să terminăm, că nu n-a început nimic. Lăsați măcar să înceapă sau măcar să ducă până într-un... punct. Dragii mei, dragile mele, haideți să vedem acum pentru cei sau cele care ați ales cea de-a treia etalare. Ok. Șerpuțul acela pe care l-ați crescut la sân sau persoane care sunt dubioase, persoane în competiție, adversari sau a treia parte sau, cum spuneam la începutul etalării, s-ar putea ca cineva să-și bage codița astfel încât să vă încurce planurile, să nu-l lase pe ei voștri să vină la voi. Dar știți cum este, sufletul pereche fără doar și poate vine în viața fiecăruia dintre noi la momentul potrivit și indiferent cine se pune contra, omul nu poate să desfacă ceea ce divinitatea plănește pentru fiecare dintre noi. Și oricât se dă de-a dura, oricât se dă peste cap, până la urmă nu vă poate împiedica. Dar să vedem dacă este o persoană nouă sau o persoană din trecutul vostru, dacă o cunoașteți și ce șanse aveți să rămâneți cu această persoană sau ce șanse sunt ca în viața dumneavoastră să apară o altă persoană și chiar realmente să vă încurce planurile, pentru că nu mai sperați să găsiți sufletul pereche, pentru că ați întâlnit până acum doar persoane care au mințit, care au trădat, care v-au înșelat așteptările și atunci cu atât mai mult scade speranța că va fi și pentru voi cineva. Dar o să vedem în minutele următoare ce se întâmplă. Eu sper să vin cu vești bune și pentru cei care aleg a treia etalare, pentru că mesajele, chiar dacă debutează cu negativism, așa ușor negativism, până la urmă energiile se schimbă și putem să avem chiar surprize. Ei bine, eu mă bazez pe faptul că o să avem surprize frumoase și pentru voi. Imediat o să mai extrag trei cărți, am ales cinci cărți, vreau să văd ce carte îmi atrage atenția în mod deosebit. Ok, 3, ia să vedem, 4 și 5, că nimic nu este întâmplător. Haideți să vedem, dragii mei, dragile mele, ce putem să aflăm pentru voi. Există tot felul de bătălii, dacă vreți, și în situația persoanelor care au ales această a treia etalare, tot felul de certuri, dar în egală măsură și foarte multe oportunități. Așa că cred că aveți de unde să alegeți.
Haideți să vedem și celelalte cărți, mai ales dacă vă veți elibera dintr-o relație toxică. Cred că, fără doar și poate aveți nevoie de noi experiențe, veți avea aceste noi experiențe, iar dacă m-aș duce puțin tel mai departe, luna decembrie, dacă vreți, sau lunile de iarnă, cu siguranță o dorință vă este îndeplinită. Dacă v-ați rugat să intre în viața dumneavoastră o persoană cu totul și cu totul nouă, n-aș putea să spun că intră în această lună, știți că nu vă induc stări false, dar în anotimpul cu zăpadă, iarna, în această iarnă s-ar putea să aveți o surpriză extrem de plăcută și să aveți mai multe opțiuni, nu foarte multe opțiuni, noi oportunități, noi experiențe, noi aventuri. Deci sunt trei cărți care spun că nu vă prinde sfârșitul de an singur sau singură, dar dacă vă va prinde sfârșitul de an singur sau singură, în această iarnă, cred că această iarnă cu siguranță nu. Pentru că sunt trei cărți care vorbesc despre faptul că există șanse foarte mari, dacă nu 80%, 90%, 99,98% există șanse să întâlniți pe cineva și o să vedem în minutele următoare. Și de ce vă spun? Pentru că această carte înseamnă unitate, înseamnă parteneriat, unitate, fază de completare. Nu simt deocamdată energia celeilalte persoane pentru că s-ar putea să fie puțin tel mai încolo, dar cu siguranță nu rămâneți singur, nu rămâneți singură. Această etalare ne vorbește de faptul că vă doriți eliberarea dintr-o relație toxică, trio, pătrat, nu prea aveți șanse de reușită cu această relație decât să vă introduceți și mai mult în toxicitate, în negativitate, în pierderea timpului cu persoane care nu vă valorizează. Cred că un punct și de la capăt nu este sau este mai necesar decât niciodată să faceți acest let it go, până la urmă dacă nu ați ajuns la un rezultat satisfăcător cu fosta relație, cred că nici nu o să ajungeți. De aceea spuneam, sunt foarte multe influențe negative, sunt foarte multe influențe negative din partea celei de-a treia persoane care va face pe naiba în patru să nu vă lase împreună cu persoana la care voi vă gândiți în momentul de față, dar cred că cumva bănuiați, simțeați că va trebui să faceți un alt pas, să schimbați macazul și cu cât deveniți mai deschiși, deschise, cu cât lăsați ca universul să vă ofere aceste oportunități, cu atât mai mult acestea vor veni. Pentru că odată ce sunteți deschiși sau deschise către noi oportunități, acestea vin. Vă deschideți. Dacă stați închiși, dacă stați blocați într-o zonă de aparent confort, cu siguranță nu va veni către voi nimic, nu veți atrage către voi noutatea dacă nu o doriți. Așa că văd aici că vă doriți această unitate și o veți avea, dar după o ceartă, după o disensiune cu o persoană din trecutul dumneavoastră. Posibil să-i spuneți atunci toate lucrurile, să vă eliberați, să închideți ușa și să spuneți finally, m-am eliberat, ducă-se, merg către noi oportunități. Veți avea. Sufletul perechi este pe țeavă, ca să mă exprim plastic, este pe țeavă. Haideți să vedem dacă totuși reușesc cumva să-mi dau seama despre ce este vorba. Nu simt doar energia celelalte persoane care v-a deziluzionat. Este vorba despre insuficiența unei chimii ca voi să fiți împreună. Ceva n-a mers. Nu, ceva n-a mers între voi, deși nu de puține ori cred că persoana aceea a tot încercat să revină în viața dumneavoastră, să vă atragă, să fie așa un soi de cavaler, să încerce, dar nu. Nu este suficientă chimie ca această relație să dureze sau ceva face ca această relație să nu dureze, ceea ce înseamnă că nu această persoană este sufletul vostru pereche. Așa că pregătiți-vă că în această iarnă